Vladimir Putin s-a adresat militarilor după rebeliunea mercenarilor Wagner. Presa internațională relatează că Vladimir Putin s-a adresat marți, 27 iunie, militarilor pe care i-a adunat la Kremlin. Astfel, președintele rus le-a mulțumit pentru loialitate în timpul rebeliunii mercenarilor Wagner. Vladimir Putin le-a transmis un mesaj special militarilor împotriva acestor rebeli au murit frații noștri de arme. Ei și-au îndeplinit misiunea cu onoare. Vă rog să le onorați memoria printr-un moment de reculegere, a declarat Vladimir Putin. De asemenea, acesta a declarat că militarii implicați împotriva mercenarilor Wagner n-au tresărit, sublinind o viziune a unității după haosul din weekend. Potrivit sursei menționate, acesta a anunțat că armata rusă nu a fost nevoită să retragă unități militare din prima linie a frontului, în Ucraina, pentru a lupta împotriva rebeliunii. Și a subliniat că nu s-au înregistrat pierderi în weekend. N-am fost nevoiți să retragem unități din zona operațiunii noastre speciale războiul din Ucraina. Camarazii noștri au căzut în lupta împotriva rebelilor, a declarat președintele rus. Acesta a spus și că armata rusă a asigurat funcționarea fiabilă a celor mai importante centre strategice de control, inclusiv a instalațiilor militare, securității regiunilor de frontieră. În acest loc de seamă, la Kremlin, militarii ruși, adevărații apărători ai patriei, au oprit calea tulburărilor. Ați protejat ordinea constituțională. De facto, ați oprit războiul civil și l-ați dovedit loialitatea față de poporul rus, a declarat Vladimir Putin.